Bunicul, o figură cunoscută tuturor. Ochii săi, odinioară vii și plini de strălucire, erau acum încețoșați de bătrânețe, iar mersul său era îngreunat de greutatea anilor care se așternuseră asupra lui. În casa sa modestă, fiecare masă devenise o luptă, o încercare amară de a-și păstra demnitatea în fața neputințelor fizice. Odată, într-un sat pitoresc, trăia un bătrân împovărat de ani. Ochii îi erau încețoșați, auzul slăbit, iar genunchii îi tremurau la orice mișcare. Mesele sale erau o luptă continuă cu lingura, adesea vărsând ciorba pe masă și scăpând bucățile de mâncare din gură. Fiul său și Nora, văzându-l așa, se umplură de scârbă. Nu-l mai lăsară să mănânce la masa lor, ci-l puseră într-un colț lângă vatră, dându-i de mâncare într-o strachină de lut. Bătrânul privea cu tristețe masa plină de bucate, lacrimi de amărăciune și roind pe obrajii săi bătrâni. Într-o zi, nefericirea atinse un nou nivel când strachina de lut îi scăpă din mâini și se spărsese. Nora îl certă aspru, dar bătrânul nu răspunse, doar oftă adânc. Trebuie să facem ceva, spuseră soții, cumpărându-i o strachină de lemn. Bătrânul nu mai putea mânca decât din acea strachină. Într-o seară, băiețelul lor de 4 ani se juca pe podea. Ce faci tu acolo? Îl întrebă tatăl său. Bunicul și strachina lui de lemn, gândi băiatul. Fac și eu o covățică pentru când veți fi bătrân ca bunicul. Cuvintele copilului pătrunseră ca un pumnal în inima părinților. Ei se priviră lung, ochii umplându-se de lacrimi de regret și rușine. În clipa aceea, înțeleseră lecția de umanitate pe care o uitaseră. De îndată, îl poftiră pe bătrân înapoi la masă. Din ziua aceea, mâncară din nou împreună și chiar dacă bătrânul mai vărsa din mâncare, nimeni nu-l mai certa. Învățaseră că respectul și grija pentru cei în vârstă sunt mai importante decât mândria și neplăcerile mărunte. Și așa, într-o simplă seară, un copil le-a amintit ce înseamnă compasiunea și respectul față de cei bătrâni, lecții pe care nu ar trebui să le uităm niciodată. Morală. Această poveste ne reamintește că respectul și compasiunea față de persoanele în vârstă sunt valori fundamentale ale umanității. Bătrânețea nu ar trebui să fie un motiv de marginalizare sau neglijare, ci o etapă a vieții abordată cu demnitate și grijă. Așa cum un copil nevinovat a reușit să deschidă ochii adulților către greșeala lor, și noi ar trebui să fim mereu conștienți că felul în care tratăm persoanele în vârstă reflectă caracterul și umanitatea noastră. Într-o lume care se schimbă rapid, să nu uităm să prețuim și să-i respectăm pe cei care ne-au crescut. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, arată-ne aprecierea ta. Lasă-ne un like sau o inimă și nu uita să dai share și prietenilor tăi.